Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi vă prezint Mi 11 Lite în varianta 4G. Un telefon bun, bine dotat, dar care și ăsta este pus acum un pic la un preț măricel, pentru că este un pic sub nivelul altui flagship lansat de Xiaomi zilele trecute, care se numește Redmi Note 10 Pro. Asta e o variantă mai puțin dotată a lui Redmi Note 10 Pro și ca urmare n-are rost să plătești un preț relativ similar, deci dacă îl găsiți la un preț mai mic decât Redmi Note 10 Pro, merită, e ok. Dar din ce am observat este pus topă la 1400 și lumea se uită și zice, what, care să-l iau pe ăla sau pe ăla? Și bineînțeles Mi 11 Lite are și el versiune 5G. Iar Redmi Note 10 Pro va avea și el curând versiune 5G și atunci se vor bate toate cap în cap și vor fi toate cam la același nivel de preț, ceea ce pe mine mă scoate din minți. Dar se pare că Xiaomi are anumiți fani, unii sunt fani ai brandului Mi și o să-și cumpere Mi Lite-ul, indiferent de ce zic eu aici, și unii preferă Redmi Note, vor lua acel model indiferent de teste și de ce zic eu mai departe. Și mai sunt destui, sunt cei care nu știu că POCO este tot un brand al lui Xiaomi și așa mai departe. Dar noi aici, care ne uităm la fiecare detaliu, pot să ne dăm seama că ăsta e un telefon bun, bine dotat, dar pus la un preț un pic cam sus. Pe scurt despre el, n-am mai fac separat unboxing, o să vă arăt ce are în cutie când venim de sus. Terminalul ia designul de Mi 11, diferă de Redmi Note la capitolul ăsta. Redmi Note are camerele un pic altfel, mă rog, nu e mare diferență, așa. Ecranul e tot AMOLED, dar este un AMOLED mai slăbuț de 6,5-6,53, are 90 de Hz rata de refresh, are luminozitate medie 500 și maximă vreo 800 de niți, deci este sub cel de la Redmi. Ăla de la Redmi are 6,67, e mai mare, dar are rata de refresh 120, luminozitate 1200, ceea ce pentru mulți e un avantaj. De asemenea, Redmi Note are camere de 108 principală, ăsta are 64 principala, deci tind să cred că senzorul ăla este un pic mai bun. Și bineînțeles, ce mă interesează iarăși pe mine, bateria. Ăsta are o baterie de 4250, ăla are de 5020, deci tind să dau mai multe avantaje, mai multe șanse pentru Redmi Note 10 decât pentru ăsta. Evident, trebuie să fiți atenți la detalii, la 4G, 5G, la nivelul de preț și așa mai departe. Ăsta nu l-am găsit sub 1400 de lei. Tehnic, el ar trebui să vină sub nivelul ăsta, fiind mai slab dotat decât Redmi-ul. Știu că voi întotdeauna sunteți la curent cu cele mai interesante prețuri, deci cred că care ar fi ordinea după preț: Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Lite, POCO F3 sau X3. Ideea e că la 1000 și ceva de lei trebuie să te uiți la 3 factori. Unul, eu aș alege ecranul OLED, AMOLED sau Super AMOLED. Aș alege camera de 108, care e acum disponibilă pe telefoane la nivelul ăsta. Aș alege baterie de peste 5000. Nu mă interesează încărcare rapidă, chestii tristii. Mă interesează să fie mare și să țină. Sigur că, na, fiecare are preferințele lui, fiecare are... Unii vor LCD-ul că nu lucește sau că nu știu ce, am auzit tot felul de teorii de-astea. Autonomia pe un LCD s-ar putea să fie un pic mai bună, dar asta înseamnă la fel, că nu ai luminozitatea pe care o ai pe AMOLED și așa mai departe. Ideea e că după ce am făcut toate testele pe ăsta, îmi confirmă ceea ce credeam de la prima citire a specificațiilor. Adică terminalul este destul de bun, Snapdragon 732 este ok, te descurci cu el, scoate scoruri bune. În schimb, bateria de 4000 n-are cum să scoată autonomia oferită de celelalte terminale, care sunt și ele disponibile la un preț similar. De asta mă tot leg de ele. La banii ăștia ții unul care te ține mult mai mult. Și ăsta a atins vreo 18 ore în teste, deci nu e rău deloc, e foarte bine 18 ore cu ecran aprins. În schimb, la Redmi Note 10 Pro țin minte peste 21-24 de ore, nu știu, a ieșit mult mai lung, mult mai mult. Și de asemenea, v-am zis, pe partea de foto, mie mi se pare că ăla e mai bine dotat. E ok și asta, n-ai ce să zici. În schimb, Mi 11 Lite 5G folosește un procesor mult mai bun și când zic mult mai bun, este mult mai bun, că e Snapdragon 780, la un fel de la combinație între ce a fost 765 înainte și versiunile de top 8, Snapdragon 8XX, ca să zic așa. Este un procesor bun, puternic și cu 5G, pe când ăsta e 732, care e ăla mai de la baza piramidei și nu o să aibă rezultatele. Acum rămâne de văzut și cu prețul 5G cât este, dacă merită, nu merită luat, chestii de genul ăsta. Bun, cam asta e toată faza cu ăsta. Este bun, e bine dotat, merită ales pentru un design foarte plăcut, dar cine se uită la specificații alege mai degrabă Redmi Note 10 Pro. Hai să vedem din mână, să vă arăt ce teste am făcut pe el, să facem testul de video-audio și vă arăt cu ocazia asta ce are în cutie, iar la final tragem împreună o concluzie, merită, nu merită. Pozele au ieșit mișto, mi-a plăcut, camera e chiar bună și surprinzător că Xiaomi și alții aduc camere de calitate la nivelul ăsta de preț. E chiar surprinzător, dar e un trend foarte bun pentru utilizator în primul rând. Hai să vedem. Ok, hai să vă arăt de aici de sus. Desfac întâi cutia ca să scăpăm după aceea de ea. Evident avea în ăsta o husă de protecție pe care am pus-o pe el, se poate vedea. Pare unealta de SIM, are documentație și tot ce trebuie aici în cutiuța asta. Toate au venit învelite în tot felul de plastice, deci și telefonul și husa era învelită și tot era învelit. Și are doar încărcător, adaptor de căști USB Type-C la 3,5 mm jack și cablu. Vreau să văd dacă este simplu sau da, cablu de USB simplu. Și un încărcător care pare sănătos. Suportă și asta încărcare rapidă, dar cred că este 33W. Și cu asta iau cutiuța de aici ca să facem loc. Să dau asta un pic mai luminos. Bănuiesc că MIUI nu mai are niciun secret pentru voi. Acum cam toată lumea știe cum e interfața celor de la Xiaomi. Sugera cineva să fac o comparație între MIUI, OneUI și alte interfețe, să vedem ce diferă atât de mult în afară de simplu design al iconițelor. Și cred că e o idee bună și o să fac undeva în perioada următoare, cum am timp liber, un comparativ și o să vă arăt și la asta cum să închideți reclamele alea care apar și cum să scăpați de diverse chestii. De exemplu, dacă folosiți browserul lor, Mi Browser, Xiaomi colectează online diverse informații pe care le vor folosi apoi ca să vă servească reclame, exact cum face Google sau Facebook sau alți jucători. Dar se pot închide, se pot bloca, se pot face diverse setări. Vreau să vă arăt înainte de toate ce teste am făcut pe el și după aceea vă arăt poze și după aceea discutăm pe celelalte. Când am făcut prima oară accesul la interfață, m-a întrebat dacă vreau să folosesc acest Xiaomi Cloud. Da, este ca și la Apple, la Samsung parcă au desfințat Cloud-ul, mă rog, la Google mai sincronizez chestii. Și asta înseamnă poze, notițe și alte documente sunt salvate în Mi Cloud ăsta și pe de o parte e bine pentru că le poți aduce rapid înapoi pe un telefon nou atunci când schimbi telefonul. Pe de altă parte, odată cu astea, vrea locația, diagnostic data, nu știm ce e și poate să-ți ia date personale. Automatic System Update e bun, ăsta ți actualizează sistemul de operare și așa. Și aici vedem Personalized Ads, da? Dacă acces Personalized Ads și User Experience, înseamnă că le dai acces complet la toate detaliile tale. Când îi spun aici că nu vreau reclame personalizate, vreau standard, țipă la mine, bă, da, stai așa că eu chiar vreau, nu ne turn off de tot. Și l-am închis. Avem detalii despre el, 8 GB de RAM, deja urcă terminalele astea mai modeste, mai ieftine, urcă în 8 GB de RAM, 128 de stocare, adică e destul de mult. Pe vremurile astea avea doar flagship-ul. Vedem Snapdragon 732, nu 730, sunt cele 8 nuclee cu 4 de putere, cu 400, Cryo 470 Gold, la 2,3, care e foarte bine, și 4 economice. Accelerator grafic Adreno 618, care e bun, ecran Full HD 655, 402 dpi, deci este un destul de bine dotat. USB Type-C și o baterie de 4255, zice ăsta, 4250. Stocarea nu e senzațională, cred că e UFS 2.1, deci nu e chiar proastă, dar nu e nici printre cele mai bune, spre deosebire de POCO, de exemplu, care aveau pe ambele o stocare ultra rapidă. Aici nu mi-a mers, nu știu, a avut el o perioadă în care a dat eroarea asta, după care a mers, după care iar n-a mers. 567 single core este la jumătatea clasamentului fix, 1100 au cele mai bune, 1800 multicore, asta înseamnă că, na, tot undeva, 3600 e maxima, 1800 jumătatea clasamentului. Am activat Dark Mode, Battery Saver, Do Not Disturb și alte de-astea ca să prelungesc cât mai mult viața bateriei. Și am reușit 17 ore 43, ceea ce mie acum mi se pare modest. Parcă eu țin minte că pe Redmi stătea mai bine la capitolul ăsta și că au ieșit testele mult mai bune. Așa mi-aduc eu aminte, dacă nu, să mă corectați. Așa, hai să ajungem înapoi la cameră și să ne jucăm un pic prin pozele realizate. Că i-am scos și rotirea, probabil. Așa, și să vă măresc un pic. Eu de obicei am testat camerele astea, nu mi s-a părut niciodată senzorul de 64 că ar fi slab, dar ăsta mi-a plăcut în mod special și este posibil să fie și datorită faptului că se văd pe un ecran AMOLED. Mi s-a părut foarte, foarte bună camera, un focus foarte bun, detalii foarte clare. Deja nu mai e ce să mai cer de la un telefon de ăsta de 1400 de lei, că pe bune e super, super stare. Nu ai nevoie de flagship. Mi-a plăcut asta, am găsit un soi de păpădie uriașă, nu știu, este mai mare decât palma mea așa extinsă, în Delta Văcărești asta. Măcii și ăștia senzaționale, arată super bine și ies foarte bine în poze. Ce să mai, a fost o aventură interesantă. Să vedem dacă mai am alte poze mai interesante, dacă nu mergem mai departe cu testele. Nu, asta a fost ultima. Am avut și noroc pe partea asta, pentru că dacă nu scoteam telefonul din cutie și nu făceam testele de fotografie și autonomie, ca să fac unboxing și așa, făceam întâi unboxing și după aceea review și prindeam vremea asta ploioasă în care n-am prea putut să fac alte teste de fotografie și aici cam proaste pe total. Așa că până la urmă bine că am reușit să fac și am fost norocos de data asta. Un sonar destul de bun și pare că vine totuși din ambele părți, nu doar dintr-una. Poate e o iluzie generată de husa asta, dar așa mi se pare. Așa, am promis că vă arăt 4K din România, 4K din România vă pun. Putem vedea și un ecran Super AMOLED în acțiune, AMOLED. Se vede foarte bine, foarte bine și cred că și pentru jocuri este un avantaj. Dar, cum am spus, pe final să reluăm un pic argumente pro și contra. Deci pro, ecran foarte bun, cameră foto foarte bună, procesor decent care se descurcă în orice situație. Contra, la acest preț avem Redmi Note 10 Pro care e mai performant, adică mai performant, are cameră mai bună, are baterie mai mare. Argumente care mie mi se par importante. Ambele au ultra-wide-ul de 8 megapixeli, dar ăsta are 64 senzor principal, ăla are 108. Ăsta are baterie 4250, ăla are baterie 5020. Adică mi se pare, na, că se bat cap în cap aiurea. Ăsta are un design mai diferit, inspirat de Mi 11 într-adevăr, care arată foarte bine. Nu mai are însă mufă de căști, ăla are și mufă de căști. Pe de altă parte, versiunea 5G al ăsta este mult mai interesantă, cu procesor 780, care este unul din cele mai puternice din seria 7, că mai sus e doar 8-ul. Cam asta este Mi 11 Lite 4G, un terminal ok, dar îl vrem la 1000 de lei, îl vrem mai ieftin, adică locul lui este un pic mai jos decât ar vrea Xiaomi să-l vând acum. Ne auzim în curând cu teste și tehnologii noi, baftă, ceau! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.